Dar câți ani avea când s-a jucat Ce știa satul? Vreo 30. Înseamnă că notorietatea literară a venit de vreme. Oare cum e să fii dintr-o dată celebru? Ca orice om deștept, Valjean nu se prea lua în serios. Într-un ziar din anii 20, mărturisea că... celebritatea care îmbată pe atâția trebuie privită cu scepticism. După premiera Nodului Gordian, publicul comenta vesel prin foaier comedia mea. M-am luat după doi tineri care discutau foarte animat și prin următoarea conversație. Bravo, mă! Bravo! Am râs să mă prăpădez, nu alta! Morțuni și cu Manu! Au fost la înălțime! Bă, dar de cine o fi piesa? Bă, de cine? De Gusti! De cine vrei să fie? Bravo, mi-am spus eu, n-am muncit degeaba. Celebritatea era răsplata imediată. Chestia e că nu știu prea multe despre Valjean. A câta generație de urmași suntem noi? Era bunicul bunicii voastre. Aș vrea să vă spun atâtea despre strămoșul vostru, mai ales despre marea lui pasiune pentru teatru. Vedeți, aici pe masa mea de lucru am strâns o mulțime de documente despre Ion Valjean. De-aia ești tu toată ziua la bibliotecă. Păi vreau să public o carte despre el. Crezi că prezintă vreun interes în ziua de azi? Da, Luiza. Din moment ce din 1999 și până astăzi, piesa lui Generația de Sacrificiu a ținut afișul la două teatre din București. Chiar așa? Mai întâi la Teatrul Național și apoi la Teatrul Evreiesc de Stat, unde se mai joacă și acum. E ceva. De ce vă mirați? Strămoșul vostru era un adevărat om de teatru. Era un dramaturg apreciat. Prin 1937, Eugen Lovinescu îl numea umoristul nostru cel mai bun, cu o notă de finețe în observație. A fost director al Teatrului Național din București și director general al teatrelor. În calitate de parlamentar, a inițiat și elaborat o nouă lege a teatrelor. A inaugurat și teatrul la microfon cu piesa Ce știa satul. Același Lovinescu considera această comedie din 1912 poate cea mai bună comedie într-un act din literatura noastră. Uite, am aici o înregistrare de la Teatrul Radiofonic. Vreți să ascultăm puțin? Mă întreb, dar ale cui sunt vocile? Ei, draga mea, Luiza, sunt voci celebre. Radu Beligan în rolul soțului încornorat și Ileana Stana Ionescu în rolul soțioarei frivole.